Doamnelor și domnilor, așa se îmbracă cineva care... Bună ziua, dragi prieteni, bună ziua, dragi români! Dragule. Eu totdeauna am o intrare la mea, știi? Și mereu spun care cameră. Uite, și spun așa: aceasta este țara mea și neamul meu cel românesc. Măi, un român se vede de la distanță. Așa este, doamnelor și domnilor. Un român pe care nu-l poți... Te rog să iei loc, Victor, mă bucur să te văd. Un român pe care nu-l poți trece cu vederea. Exact, e greu. Băi, iar dacă ai vrea, n-ai cum. Da, vreau să vă spun că a dat o poantă mai devreme Victor, pentru că i-am spus, știi că la noi în emisiune astăzi, nu știu cum s-a întâmplat, a fost Loret, a fost Biu și tu ai zis, și acum ești tu, și ai zis că... Păi e o zi neagră. E o zi neagră, domnilor și domnilor, o zi neagră pentru emisiunea exclusiv VIP. Foarte frumos, doamnelor și domnilor, olteanul nostru din zonă. Victor, ce mai faci, Victor? Un rectificativ de oltean, dar din când în când și moldovean, după cum bate vântul. Stai o secundă, că eu știu că olteanul e mândru, iar moldovenii ești moldoveni. Cum adică, pe ce parte ești oltean și pe ce parte ești moldovean? Păi, în partea soției sunt moldovean. În partea artistică eu sunt oltean, pentru că m-a făcut mama oltean. Păi asta mă gândesc, că te-a făcut mama oltean. O combinație foarte, foarte interesantă. Da. Ce mai faci? Te-am văzut în... Bine, când te-am mai văzut în programe TV, te știam că erai în grupul umoristic. Nu mai știu exact care... Sunt în grupul voi în continuare. M-ai întrebat ce mai fac. Asta e întrebare la care răspund eu foarte greu, pentru că enervează. Răspunsul este unic: nu mai pot de bine. Luați-l de aici. Cum adică nu mai poți de bine, Victore? Uite așa, în ciuda pandemiei, mai sunt și români fericiți. Da. Uite-te la Morris așa, și ce părere, crezi că merită un gulu-gulu? Are fața de mare dansator. Nu, dar ce crezi, auzi? Îl băgăm azi la gulu-gulu? Hai, cum spune Maria Moldova, să pregătim gulungulu sau nu? Să pregătim mămăliga în cea un, stai așa, cum faci? Da? Moris, fii atent, deci astăzi te duci acasă cu gulungulu. Gulungulu, gata. O să fie, deci, gulungulu până la oase, da? Dormi în gulungulu, te trezești în gulungulu, te primi în gulungulu. Deci gulungulu non-stop. Dar stai o secundă, este gulungulu sau în gulungulu? Gulungulu. Deci n-am înțeles dacă e un N acolo și nici nu mai are importanță. O să vedem exact ce înseamnă îngulungulu. Să-mi spui, Toma, când mai e de călcat ceva pe acolo. Eu știu dacă mai e de renovat ceva. Da, o să spun. Acum mă ștergeam că sunt plin de făină de la plăcinte. Mi se pare corect. Puțin fierul și imediat. E foarte bine. Dacă vrei să-i mai arăți Elizei ceva, nu e niciun fel de problemă. Bun. Ați văzut cum se încălzește fierul de călcat? Da, fierul de călcat îl încălzim pe o plită electrică, dar acasă puteți să folosiți fierul de călcat care îl introduceți în priză. Nu e nicio problemă. Tot așa gătește. Da, doamnelor și domnilor, o să fie foarte bine. Pentru cine nu știe, prietenul nostru Victor este profesor. De câți ani ești profesor? De 26 de ani. Predau la Facultatea de Construcții de 26 de ani. Ce predai la Facultatea de Construcții? Păi acolo... limba franceză, am predat și competențe de comunicare, CDC, aha, inginerie economică, deci mai multe. Eu la bază sunt și inginer, pe lângă filologie sunt și inginer în construcții. Doamnelor și domnilor, după cum vedeți, Victor este multilateral dezvoltat. Cum vine pandemia, cum a venit pandemia pe la tine? Cum te-a prins? M-a prins bine, da? M-a prins bine că am furat-o. Ai furat-o? Da, ai avut-o? Am avut în octombrie, în perioada când, din păcate, mureau mulți, 500 de... Cu Delta, nu? Da, cu Delta, da. Și la mine a fost ceva foarte, foarte tare, pentru că eu am fost... Eu sunt vaccinat de două ori, pandemia m-a pus pe jos, salvarea a venit și m-a... Ți-a fost rău? Cum? Ți-a fost rău, adică? Foarte rău, am o saturație foarte mică și medicul zice... Bă, da, domnul Ila, e rău de tot. Și eu zic că e caz de spital, nu de specializare. Și zice, nu, că acolo la spital nu mai avem loc nici pentru morți, nici pentru vii. Mamă, și cum ai făcut? Am stat acasă, am făcut cioco. Cioco. Ce înseamnă cioco? Cioco, adică fierbi tare de tot, ghimbir cu usturoi, cu sare, cu nu știu ce. La voi acasă așa se numește? Da, cioco. Și pui cuvertură sau o plapumă și înhalezi.
transpir și uite, asta mi-a făcut bine. Dar... bine și medicamente? Medicamente, bine, în paralel. Dar n-a fost de ajuns pentru că a trebuit să vină din nou a doua salvare. Ca să? Pentru că tot mi-a fost rău. Și vine a doua salvare, echipa de medici și zice, domnul Ila, e un miracol că mai trăiți. Pe cuvântul așa tău. Mi-a zis, domn doctor, dumneavoastră știți ce culoare are un negru mort? Mi-e rău. Dar stai o secundă, că asta mi se pare foarte tare. Deci cum adică e o minune că mai trăiți? De ce? Pentru că saturația era foarte joasă. În mod normal, da, nu trebuie să trăiți. Cât ai avut saturația? Sub 50. Sub 50? Da. Măiculița ta, Hristoase, de obicei la saturația asta și mori. Bine, cu saturația avem ciorbița aia, ce ciorbiță. Vrei niște zamă de mașină? Niște ce? Zamă de mașină. Zamă de mașină? Da. A, nu vreau să-mi creez obligații. Nu trebuie. Deci el, trebuie. Deci un șofer mânca treaba asta care venea pe la GV și se numește zamă de mașină. E cu carne. Deci e zamă. Nu e mașină, este zamă de mașină. Și cu smântână. Cu costiță, cu smântână, cu ceva foarte frumos. Delicatețe, da, cum știm noi români să facem. Așa este. Deci tu acum, în ciuda faptului că ești, în afară de faptul că ai stat mai mult pe plajă, nimeni n-ar putea spune că ar fi vreo diferență între noi doi, ești până măduva oaselor, te simți român, nu? Păi, dar nu se vede de când am intrat? Ba da, e cum... Păi știți că, cum spunea Alexandru Lăpușnan, voi dacă nu mă vedeți, eu vă vreau. foarte bun. E în regulă. Bun, și a venit salvarea, ți-a zis că trebuia să mori și ai reușit, da. Și după aceea... Păi, cum știm noi, nu mor cai când vor câinii, sunt aici. A, și ți-a trecut cu Cioco? Cu Cioco și cu tratamentul... Am înțeles. În paralel. Nu că la noi Cioco e de obicei puțină ciocolată, da. Nu? Am înțeles. Bun. Bun. Și până la urmă te-ai pus pe... Ai rămas cu sechele? Da. Pentru că eu cânt în continuare. Tot sechele se numesc. Am înțeles. Doamnelor și domnilor, facem așa. După pauză avem o licuță de gulu-gulu. Luăm gulu-gulu, îl punem pe Morris în gulu-gulu, dă cu fierul de căldrat peste. Bine, știi, gulu-gulu pe el, nu mai scapă. Și până atunci, Victor, te invit să ne cânți o piesă foarte frumoasă. Acolo este locul de cântare. Să moară în gulu-gulu. Cum să moară în gulu-gulu? Să trăiască în gulu-gulu. Doamnelor și domnilor, Victorila, după cum...